Dar ce v-a deranjat așa cel mai tare? Două secunde. Eu am investit în el. Este bursucul. Înțelegi? Am investit, au făcut... Da, zic că îi urmărești clipurile nostru, nu ratezi nimic. Tu pui întrebări care pe care le știi deja? Păi nu mai știu. Și atunci, Ricardo... Lasă-mă să întrebe, că-i dau răspunsul. Eu știam pe ăla cu pompierul. Te-ai pierdut de emoții sau ce dau întrebi atât? Eu le știam pe ăla cu pompierul, cu povestea de prin Germania, de cu hainele. Eu pe ăla le știu, nu pe ăsta cu Bianca. Ce m-a deranjat? Eu am investit foarte mult în el, înțelegi? Și am avut și am speranță ca el să ducă școală în continuare și să iasă ceva din care să facă un ban, să nu fie ca mine. Bă, ni se gata banii. Deci să o gândesc dinainte ce țapă trebuie să pregătesc, pe cine să-l împachetez, ce, înțelegi? Să aibă o viață, înțelegi? Corect. Și eu asta vreau. Dar, băi omule, bă, când îl văd că din 5 minute, 7, cască gura cacai, să sărută. Bă! În fața lui. Te auzi pentru băieți noi. Dar eu mă gândesc, pe eu să-mi văd fata la televizor că să sărută cu unul. Nimocanul subtil. Nu știu, mie nu-mi place să-mi dau așa cu părerea despre o persoană dacă nu o cunoașteți. Până nu încep să o cunoaște. Vorbesc, nu... Da, vă înțeleg. Dar din câte ați văzut până acum, vă place de ea? Ați vrea așa ca noră? Îți dai seama că ea e între Ciocan și Nicovală, ea ascultă și de soț, ascultă și de fiul ei. Și dacă nu mi-ar plăcea de o prietenă de-a copilului meu, eu nu pot să zic că mă, nu-mi place, nu? Din moment ce el e fericit... Putea să fie el fericit. Exact. A spus că Livianu să aleagă corect. Nu, eu chiar nu pot să mă pun. Dacă chiar într-adevăr văd că e supărat, văd că ceva nu e în regulă, nu îi spun, mă, nu-i pentru tine, sau nu... Încerc să-i dau niște sfaturi prietenești, așa, după cum văd eu, dar niciodată nu m-aș opune. Dar să vedem. Plar, mă, e să ceartă, e să împacă, e să fericit, iar să iubesc, chiar plar, ei, dar ei acolo, dar... Dar nu dai cu capul, n-ai de unde să știi. Da, exact lucrul ăsta, dar mie să știi că cam pe la vreo, cred că avea 15-16 ani, Livian, când e perioada aia, știi, la copii, când fac tot felul de prostii și vreau să facă ei, ei știu, ei... Experimenteze. Și mă duceam și îi spuneam, nu vezi că nu e bine să faci, că se întâmplă aia dacă faci așa sau pățește așa. Îi spui că n-are voie acolo să duci. Deci aveam 15-16 ani când mi-au zis, zice, știu, sigur că e așa cum spui tu și știu că îmi vrei binele, dar... Îmi spui pe degeaba, că până nu dau eu cu capul... Vreau să convingă el, da, să dai el cu capul, așa e. Deci te ascult, dar fac tot cum vreau eu. Până nu... Da, așa corect. Suntem fiecare din timp. Și mama când spunea, nu face aia, zici că din contră. Din contră, da, așa am știam că îmi zice bine, dar până natura nu mă învățam eu pe pielea mea. Mai și când îi interzici un lucru, atunci îl face... Atunci vrei mai mult. Mai mult vrea și... Da. Te atrage. El nu-și dă seama, mă. El dacă își aduce o fată, știi de unde? Din fundul Moldovei. Da, bravo. Eu și acolo am oameni care mă cunosc. Vede că fata aia e cu el, știe că e am eu. Și intră și spune. Da, înțelegi? Da, da. Deci nu e ca și când ești muncitor într-o fabrică și mergi la lucru, vine la lucru și gata. Ești mecher, mă, omule, mă. Înțelegi? Ești mecher și gata, s-a terminat. Păi... Dar așa, dintre fete, de care îți place? Așa cum le-ai văzut Maria. Acum. Bă! E verdeață. Dintre toate fetele? Da. Andra. Andra. Să mă ură, fără să se supere niciuna, dar Andra are stil, are fineța care trebuie, are ștourile care trebuie, are frumusețea care trebuie și mișcările în ondulație. Mocanie! Mă, omule, eu spun ce e adevărul. Te cunosc mai bine ca toată lumea mișcările. Știu eu spun ce e adevărul. Deci nu că... Ăsta. Da? Pe Bianca.
dată, Titu Sucu. Tatudus. V-ați sudat? Hai, zis Bianca, că dumneavoastră ați perceput-o și o să vorbiți la o seritate maximă și o să-ți scoată toată tremurala aia. O să te calmezi. Și domnul Muncă, în același timp, să o înțelegi... Hai că-mi pierd timpul, hai că-mi pierd timpul. O să înțelegi ce trebuie să facă, calma. Hai că-mi pierd timpul, eu am calculat tot timpul la secundă. M-am dus. Bianca, am auzit că ți-a fost frică că ăsta poate cine știi ce face nersul, poate nu, cine știi. Nu, chiar nu. Nu am avut, nu. Că mă gândesc că nu... Ai dus tu mai grele. Ai da, rezistat. Da, sincer, da, ai rezistat. Da. Așa m-am gândit și eu. Dacă o zis așa, înseamnă că joacă teatru. Eu nu știu care îi adevărul între voi și nici nu vreau să-l aflu aici. Pentru că poate tu ai o carte de jucat, poate el are o carte de jucat, sau poate jucați amândoi pe aceeași carte. Dar eu îmi dau seama după clipurile care le-am făcut, deși voi clipurile mele nu le-ați calculat bine deloc. Deci clipurile care le-am făcut, eu le-am făcut cu un scop. Și astea v-au ajutat pe amândoi foarte, foarte mult. Părinții tăi, nici ei nu știu, nici ei ăstea, au fost supărați că și mie să-mi vorbească unul de copilul meu, normal că... Dar cum am spus-o la început, una îi să vorbești de cineva cu ură și cu dușmănie, și alta, lumea care mă cunoaște pe mine știe că eu îs Caterinca toată ziua, chiar dacă folosesc anumite cuvinte și ăsta, înțelegi? Eu v-am spus, nu știu care e cartea voastră de jucat, dar vă spun altceva. Tu ai 20 de ani, ai vreun an petrecut pe aici, înțelegi? Lobo mi-a spus că ești foarte deșteaptă. Eu te întreb, dacă tu ai avea un noroc să câștigi la vreo loterie undeva o sumă de 100 de mii de euro, ce faci cu banii aia? Păi normal, îi investesc în viitorul nostru. În ce? Păi nu m-am gândit exact, vă spun sincer că nu m-am gândit. Uite! Că eu am bani acum ce am câștigat de aici de la emisiune, dar auzi, nu. E munca bani. Și truda ta, banii ăia, tu așa să calculezi, că e munca și truda ta, poate chiar copilul meu joacă în teatru și-ți mâncă banii, înțelegi, și-ți dă un șpiț. Poate nu copilul meu, poate până la sfârșitul emisiunii o să vină altul și o să-l iubești pe ăla. Și o să-ți dea un șpiț. Că în ziua de astăzi, înțelegi, e foame de bani. Eu o spun, treaba ta exact cum i-a zis și la Lobo. Treaba lui. Dar trebuie să te gândești o chestie din asta, să faci un pas din asta. Că vezi, că în ziua de astăzi e foarte ușor să rămâi gravidă și după ce ți-a venit un bebelaș, deja costurile sunt mai mari. Dacă bărbatul tău mai lipsește câte o noapte sau vine târziu, unde ai fost, ce ai făcut, începe certa, scandalul și chestii. De aia, când ești bazată pe tine, ca aici, eu știu că ești bazată, că te descurci, pentru că cunoști tot și unghiul la camere cum stă. Dar afară e altceva. De aia, atenție mare, că nu vreau nici după aia părinții tăi să spună: vezi, dacă n-ai ascultat din el sol la început, când o zis, ai văzut că nebună l-o... Înțelegi? Deci tu, fată, ca să ajungi pe calea aia bună și pe, nu știu, părinții tăi, mă gândesc că tot așa ți-o zis și ei. Normal, da. El face parte din ADN-ul meu. Eu am fost un bărbat care toată viața mi-am înșelat nevasta, dar am fost familist. Vă spun sincer, nu l-am văzut niciodată să se uite la altă femeie sau să vorbească cu altă femeie niciodată. Pe cine? Pe Livian. Unde? Să vorbească sau să se uite după femei. Nu, sau pe hol, sau niciodată n-am văzut. Dar unde? Că el știe că aici sunt păzute. Nu, dar și pe hol, și pe hol. Toate camerele sunt păzute, știe că sunteți urmăriți. Tu, asta fata, știu, normal, tu. Dar mă, credeți că nu pe știu? Ăsta-i, ăsta-i un bandit de știu, n-ai da, văzut. Știu, da, să nu știu, știu. Deci ăsta e un bandit de n-ai văzut tu. Tu, fată, eu spun, hai să pomenești vorbile mele. Și nu uita că e o distanță între Cluj și orașul tău, înțelegi? El, sigur, 100%, nu o să margă acolo. Știu, mi-a spus. Înțelegi? Mi-a spus. Tu, chiar dacă ai să vii, nu să fii în largul tău, pentru că tu nu cunoști pe nimeni acolo. Până o să-ți găsești prieteni, până o să te ducă escrocul ăsta prin locul, știi unde, într-o cofetărie, dacă o să te ducă într-un club, te pune să stai.
bine, lasă că vezi tu. Păi ai zis că la club n-avem, nu mă lasă. Cum? Ai zis că la club nu mă lasă. Poftim, dar el lucră la club. Dacă afli că ăsta au fost la altă femeie, tu zici, nu-i problemă. Păi i-am spus că, adică nu că-l iert, îl iubesc foarte mult și nu știu, cred că aș putea să trec peste ceva de genul. Da? Că dacă ar fi o relație din asta așa, nu știu, aventură, vă spun sincer că... Păi și atunci, de ce când ai venit acum din vacanța asta, înseamnă că ai jucat teatru, că ai fost nervoasă pe el, că nu știu ce, s-o uita cu Denița sau cu nu știu ce. Păi nu, da? Eu sunt geloasă, geloasă, mă doare, dar trec peste, adică nu-i ceva ce îmi pune capăt. Păi numai că... Bianca, de mine, știți ce? Eu am zis, luați-vă, dar nu vreau după aia să aud din alea și din alea, că nu mă interesează. I-am spus la Lobo, de la mine e nici o mână de ajutor. Vorbesc foarte serios. Păi nu, oricum noi v-am mulțumit că nu trebuie împotrivă, că sunt părinți care chiar interzic chestii de genul, dar, nu știu, vă cunoașteți mai bine cu Lobo. Dar, o dai, o dai în groapă. Și nu o să ai scară să te ridici. Nu o să ai scară cu tine și va trebui să-ți arunci în familie o funie. Acum vezi tu ce faci. Ori te ridici pe ea, mă descurc eu. Ori ții. Ascultă-mă ce spun. E frumos. Dar eu, dacă începe să-mi placă, o să rămân în emisiune. Direct concurent. Mariana a luat direct. Ce ați face dumneavoastră în emisiunea asta? Ia stați puțin. Ce ați face dumneavoastră aici în emisiune? După tine, ce aș putea face? Pogagică. Ar devastat-o. Pogagică sau mai multe? Așa. Prima oară. Da. Trebuie să vă alegeți o fată. Păi, pe care ai alege-o, Majar? Dacă ar fi așa. Pe care aș alege-o? Din scurt, cum l-ai văzut. Nu le știu pe nume. Cum? Cum arată? Era una aici mai așa, mai ciudată pe partea asta. Una blondă de aici, din partea asta. Denisa. Cum? Denisa, în alb îmbrăcată. S-a îmbrăcată mai sport. Nu m-am uitat chiar exact. Ochelari? Nu. Ah, Denisa. Denisa. Care îi place și din Baia Mare, fata din Baia Mare. A, e de la mine, din Maramureș. Da. Dacă e muncită dragostea aia, dacă e ăsta, nu chestii... Da. Parcă e data. O dragoste adevărată e altcumva. E altcumva tu, fată. Dar sunteți de părere că ar trebui să mai rămânem aici? Adică ne ajută lucrul ăsta sau chiar ajută mai mult afară? Afară? Deci... Unde? Afară unde? Stați să vă zic? Unde să stați? Am știut cu noi. Mai stați cu noi dacă vă rezistați împreună. Tăiat! No, unde? Afară unde? Dar se abține mult, așa-i? Cine ea? Domnul Nelson. El? Dar se vede că el îți spune pe față, nu? Nu. Nu-i place. Fi abținut. Nu, ea duce-te să facă live să aibă acest subiect. Și a pune-ți lângă mea la roșie, nu cred. Să mute la București. Nu, că îți spune dacă ceva nu-i convine sau... Da, cred că o spune mai bine, să zici mai frumos. Am făcut plângă ceasă, zic, bună ziua, eu sunt plângă ceasă. Nu, am plâns, dar probabil o fi crezut că a fost un pic fake sau nu știu, habar n-am.